trebuie să vă povestesc ce se întâmplă în spatele ușilor. Înainte să vă spun bună ziua, bună seara, noapte bună, ce Dumnezeu vă spun în fiecare seară. În fiecare zi. În fiecare după amiază. Suntem doi descreierați în spatele ușilor de la frigider. Și... ușilor de la studio, mă scuzați. Am rămas cu spasmul. Eu, înainte de a intra în platou, simt nevoia să verific dacă nu cumva am... Și atunci cer niște șervețele. Până aici? E bine. E cineva care are întrebări? Nu. Bă. Niciodată nu sunt șervețele acolo. Niciodată. Niciodată. De ani de zile. De când eram la mama fată. De când eram... Era lupul cățel. În același timp, Mihai de la balet, numitul Mihai Scarlat, urlă la regizor: nu ăla, ăla care se mișcă! Pentru că, știți, trebuie filmați băieții în momentul în care intră și fac ca toate visele, câr, 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 din picioare, îi filmezi, știți? Și de obicei se întâmplă să-l filmeze pe altul, care nu mișcă. Deci doi obsedați, eu încep să urlu, invariabil. Bă, firara, n-ai bine de treabă, ce dracu ne trebuie, bă, facultatea de șervețele, secția de șervețele la cutie? Vine Ioșa, păi nu puteți să le lăsăm aici, că ni le fură. Ok. Cât despre dansatori, știți ce? Știți bacul cu Noua Zeelandă? Bună ziua! Am zis că vă mai spun o dată bună ziua, ca să-mi intre în reflex. În seara m-a oprit mașina de fum, că moare colega. Deci uitați-vă puțin pe scenă. Mașina de fum varsă fum înspre Simona cu efect, așa. Pe tine cum te cheamă exact? Luminiță. Nu e adevărat, o cheamă Mulinița. Mulinița. Deci înspre Mulinița, care a început deja să tușinița. Deci opriți mașina de fum, că mi-e tușinița Mulinița. Stimați spectatori, în seara asta plec la Ungaria. Again. Foarte complicat pentru mine, pentru că trebuie să merg acolo unde eu nu știu limba deloc. Asta n-ar fi o problemă, că ne-am putea descurca în alta limba, nici nu știu alta. Și atunci eu am învățat două cuvinți, Ghetto și Harul. N-am învățat cum să zice unul, că de fiecare dată când mă duc să cer cafele zic, cum? Egi. Mă înveți porcărie. Lasă-mă în pace. Nu zic eu că zici tu egi, că cine știe, înțelegi, zic egi și jap-jap peste bot, două pere de păni. Nu, nu, mie mi-e frică, eu știu de Ghetto. Care înseamnă ce? Doi. A. Nu înțelege nimeni nimic. Deci este sistemul to the airport. Deci exact așa. Suntem disperați care mai de care, iar noi de data asta am senzația că nu avem nici traducător. Nu avem nici traducător. Ceea ce înseamnă practic că s-a sfârșit lucrarea. Aici măcar în România mai găsești un român. Cât s-o mai găsi. Dar acolo nu e treaba lor să știe altă limbă. E treaba mea să învăț limba maghiară, lucru pentru care mă gândesc că în aprilie și mai stau acasă și învăț că au 14 conjugări. 41 de nu știu ce, ci că declină în 10 feluri de zici că-s bușcheți. Foarte complicat. Și că e mai complicat decât araba. Da? Și eu sunt și bătrână, da, mămică. Deci cam asta am vrut să vă spun, sunt cam deprimată, pentru că trebuie să plec în Ungaria și mi-e frică. Mi-e frică că nu o să fiu în stare, mi-e frică că o să... Mi-e frică de avion. Mi-e frică foarte rău. Mi-e frică, pentru... mi-e frică, da, să dorm singurică, stai, nu mă lăsa. Trebuie să merg cu forgaci care începe... Uuu, mămicuță, mămicuță, mămicuță! Mămicuță! Anică, nu mai face acum, oare face doar mămicuță mai mică, așa. A, mămicuță mic. La întoarcere au cântat holograf de soare. Și n-am iubit pe nimeni așa cum te-am iubit pe tine. Dar a ieșit șoferul. De la avion. Să vadă despre ce e vorba în propoziție. Deci plec cu o gireadă de cetățenii de-ai mei, care sunt toți duși cu nervii. Și odată ajunși acolo, încep întrebările ajutătoare. Hai să ne îmbrăcăm în pantaloni. Hai! Mă îmbrac în pantaloni, nu mai bine în fustă? Ok, ne îmbrăcăm în fustă. Vezi tu, bluza asta e de pantaloni. Mai bine schimbăm și bluza, schimbăm și bluza. Vedeți, asta, au un scaun acolo, un scaun de oameni, eu neprea fiind... Ia, stai să vedem. Tu ești doamnă, nu e moșule. Nu, e mult mai rău decât ăsta. Ăsta e boierie. Adică e mai cățărat? Ci este super cățărat și pot să stau așa cu o singură parte.
Cam așa stau. 6 ore. Îți tremură picioarele după jumătate de oră? Îmi tremură zgaibaracele, zici că cine știe ce am consumat o seară înainte. Foarte rău. Și eu le-am zis, nu vreți dumneavoastră să puneți o buturugă? Acum să vedem ce au înțeles. Eu am senzația că eu glumesc. Și întrebarea mea e, prepune în cazul că o să punem fustă. Vă dați seama că eu o să stau, că eu sunt obsedată, că mi se văd genunchi. Și o să stau așa. Și o să întreb, este adevărat? Nu e bine. Că v-ați îmbrăcat în negru în ziua anunții? Și cine știe ce Dumnezeu mă pune? Deci de asta să nu vă luați după mine, de asta sunt puțin cam... Cheto! Și să învățați chestia asta, am învățat să și salut, dar mi-e rușine. Cât despre invitații o să mă întrebați dumneavoastră? O să mă întrebați dumneavoastră? Normal! Bă, nu mă întreabă nimeni nimic. Ba da, mă, ba da, te întreabă. Eu am senzația că vorbesc ca televizorul. Mă mai ascultă cineva? E cineva pe care interesează ce spun? Bă, da, Șoveanu. Nu pot să cred. Bă, săr mâna, trăiască neamul. Da, Șoveanu, fii atent. Fără zahăr. I-am chemat în emisiunea noastră pentru că ne e drag de ei. Sigur că au și un defect. Sunt deștepți, dar acum, na, știți cum e, nimeni nu-i perfect pe lume. Când s-au întâlnit, asta e alt invitat, trecem de la fără zahăr, când s-au întâlnit, fiecare era rogodit cu altcineva. Acum sunt căsătoriți și au două fete, Ilie și Adina Medrea. Ei ne-au adus un buchet de flori în ghiveci, pentru că așa ne plac nouă, florile în ghiveci, și ne-au spus că este un colț de primăvară de la Sibiu. Mulțumesc foarte mult! A venit Sebastian, măi, da-di-da-di-da-di-da-di-da. Nu l-am mai văzut un an, măi, da-di-da-di-da-di-da. Cu Dudă ne propune perfect match. Mira, Mihai, Cosmin și Alex. Și un pic am blazat exact astăzi, știi? Deci, fără zahăr. Ăștia de la perfect match. Eu, din top, sunt cea mai... dintre toți foarte prost ne-am nimerit, dar o dregem la sfârșit cu Daniela Gheorfi și George, prietenul ei, soțul ei, în sufletul ei pereche. Ei se plâng. Nu mai aplaudați, măi copii, că vreau să vă dau o veste proastă, ci că nici tabinet din cauza cântărilor. Deci, practic, se întâlnesc, cum să vă zic, ca în autogară. Bună seara, bună seara, ce mai faceți, ce mai dregeți pe sistemul în tramvai 179, știți? Dacă durează, mă, să faci cărțile. Vai de mine, tănțelul. Dar nu durează mult. Vai de mine, tănțelul. În principiu, dacă vrei să joci un tabinet ca lumea... Cam cât să ia așa? Aș mânca la 4-5 ore? Înțelegi ce zic? Păi, păi nu, că până desfaci pachetul, până desfaci pachetul, până le scoți. În economia de piață n-avem timp jumătate. Până diluiești, până faci perechile. Nu, și Teo, să nu uităm că la sfârșit trebuie strânse cărțile, băgate înapoi în pachet. Hai, la sfârșit, mai și contează. Se va filma și astăzi, așa cum s-a filmat și zilele trecute, cu camera mea. Căci eu când nu sunt atentă, tănțelul îmi ciordește camera și se duce și filmeze cu ea. Da. Ceea ce va filma tănțelul și dacă apuc și eu, veți vedea pe teolifeshow.ro. Iar dacă doriți o cameră șmecheră ca a mea, sunați la 1228, de fapt nu sunați, trimite SMS la 1228 cu textul Teo și veți vedea că odată pe săptămână pro.ro pune la dispoziție una camera video pentru dumneavoastră. Mă gândesc o pauză și noi dacă tot ne-am apucat, că mă duc să beau o cafea, poate mă mai... E amară, nu? Am zis că dacă e fără zahăr acolo, ce rost avea să spună ție? E amară sau e proastă? Nu, e amară și e foarte tare. Este foarte tare. Măi, am mai văzut tare și nu era așa. Asta e făcută de... și... de Vili. Vili o face tare rău. Pe cuvântul meu. Păi să-l mai chemăm pe la noi. Păi e la noi mereu. Eu în fiecare zi. Hai, hai, da. Da. Și cam cât timp e ea? Ia destul, că vine de vreme. Păi da, tu ai spus că nu știi cam cât ea pentru... Acum, pe bune, vrei să zic tot? Eu știu efectele. În cât timp se pregătește... Și de ce stai sexoasă așa la televizor? Adică, sincer.
Sunt sexoasă? Și nu știu ce să zic. Mai flirtăm și eu. Măcar așa să loftic pe căinușă și tot zic că ești sexoasă. Deci, acu ce ai? Capu! Abia-mi trecuse. De ce mi-a zis Daniela Gheorfi, mă scuzați? Mi-a zis Daniela Gheorfi că... Eu nu știu ce e în capul ei, dar în sfârșit. Zice, băi, zice, am o roche pe care vreau să-i o dau lui Tănțelul. Și eu, normal, că am întrebat, pasta de pe tine? Am văzut eu o poză cu ea într-un ziar. Este o roche cum îmi place mie, știi? Păi, e, da, și mie îmi plac multe lucruri, da? E clasic, așa, e frumoasă rău. Și când a venit, am complimentat-o și eu zic, bă, îmi place rochea mult de tot. Și a zis, dacă vrei, ți-o dau ție, zic, iau-te la mine, crezi că... Mai îmi trebuie una, să o pun lângă ea. Ea a zis că mă încape, eu am zis că nu, și așa am ajuns la tine. Să începem cu începutul. După ce m-am strâmbat de zici că așa m-am născut, după cafeaua mea fără zahăr, Bobby și Bobo chiar au venit în platoul nostru. Pentru că își vor lansa cel de-al treilea album în maximum 2 săptămâni. Să te audă Dumnezeu. De ce, mă, mică? Nu e bătută în cuie? Să te audă, adică... Păi mă aude, că doar n-am, îți dai seama și pe tine, dar nu e semnat contract, nu e... Ba da, deci acest album a apărut oficial în toamnă. A apărut? În toamnă, oficial, da. Oficios. Și? Dar fizic și în carne va apărea în 2 săptămâni, pentru că tot așteptam noi ca un anumit mare radio să o introducă în playlist acest moment... În opinia unora... Nu înțeleg ce vorbești. Nici eu, habar n-am. Nu. Băi... Înțelegi? S-a părut ceva în neregulă, dar încercam să formulez academic. Nu, mă, că zici tu, deci casa de producție spunea, băi, hai să așteptăm un mare radio să difuzeze piesa asta. Așa, să așteptăm un mare radio să așa... În momentul în care apare pe un radio mare și mai cunoscută și dăm drumul albumului. Hai să te explic cum se întâmplă în România. Deci Anca Parghel, da. Care e Anca Parghel, s-a dus la Eurovision. Da, e o tânără cu talent. O tânără care promite. Da. Și s-a dus cu niște colegi la Eurovision și au zis... Mai bine cicacicali, chicea, diferite alte piese. Problema e că dintre ăia care rămăsaseră și-au adus aminte unii, băi, să mor, eu n-am timp. N-am timp să vin la Eurovision. Am concert. Pe cuvântul meu de onoare. Deci Eurovisionul a ajuns așa o bătaie de joc încât unii dintre cei care s-au calificat au zis, când a zis, mă, că e? Păi, mă... Am nuntă. Exact. Eu am cu metrie mâncața și... Am chetuit arvuna, nu poți să viu. Dacă vreți să mă recomand pe cineva, ești foarte rău. Așa că, în schimb, stai puțin să-ți termin ideea, în schimb, piesa respectivă e pe marele radiouri. Dar nu ne-a ajutat la nimic. E pe marele radiouri, da, atât. Voi okay. Vreți pe marile radiouri? Nu noi. Noi vrem să fim unde am fost dintotdeauna, în sufletul și mintea românului, dar așa se face comerțul muzical, pentru că trebuie să vândă ceva până la urmă. Nu se uită la tine cât ești de frumos și hai să te produc. Nu. Vor să mai facă și un mic profit, ca să poți exista. Dar am uitat să spun că eu și Bob am fost în Burkina Faso să participăm la Eurovision din partea acestui stat. Am constatat cu stupoare că nu face parte din Europa niște fraieri care nu pot participa la Eurovision. E mai greu în lumea a treia. Spuneam că vrem să organizăm Afrovision, Africa Vision. Ne-am înscris cu o super piesă, cu bongo, cu din astea. Nu putem să dăm aici pentru că are exclusivitate. A venit o trupă din China, dracu să ia, și sigur ne suflă păi nu selecția dracu, națională. Păi e păcat să zici asta. Te pleznesc. Că de asta nu-mi place. Naiba să ia. Așa? Nu zici niciodată firaral, zici firaral aliacă. Era o piesă compusă de un chinez, Li Moga, îl chema. Ești ofticos, îmi place de tine. Să știți că în viață e bine să fii ofticos. Da. Asta e maxima zile. Vă spune un maestru al genului. Deci eu l-am inventat oftica pe lume. Primul lucru când am venit eu pe lume, acum mulți ani, m-a întrebat Dumnezeu, tu de ce ai venit, fetiță? Și am zis, am venit să vă oftic. Adevărat? Oftica generează dorința de mai bine, nu? Da, plus că de obicei când vreau să fiu și eu cinstită și nu sunt, zic că n-am venit să... Așa zic, o optica. Înțelegeți asta? Cât despre lucrurile care s-au mai întâmplat în ultima vreme, albumul este gata, îl lansăm și albumul...
Este gata, e ok. Ce nu-mi plac mie chestiile astea care când se leagă dau altceva? Album? Nu, nu. Și omul e ca tâmplarul, ți-am zis vorba aia? Știți? Omul da, e ca tâmplarul. Bine. În moldovenește ar suna altfel, dar doar eu am voie să spun. Știu. Omul e ca tâmplarul. Trăiește ce trăiește și formă moare. Fără nicio legătură cu cele afirmate anterior, ăsta așa termina ca fără descrierea tot ăsta. Am găsit zahăr pe fund. Dacă trebuie fără complet, am eu. Eu am senzația că dacă beau fără zahăr, îmi ajută la ceva. Sunt în continuare cu tu și șifonier cu patruși. Dar mă chinui îngrozitor. Nu mănânc nimic, nu beau nimic, nu citesc nimic. Uite șervețele, am găsit șervețele pe masă. Sunt, Ce-ți imaginezi că dacă le mănânc pe alea rezolv vreo problemă? Dar aveai o problemă cu lipsă. Eu când văd cărți, mi-am inteles Neamul Lupeneș Curcanu. Ea voastră, e cartea voastră. Am uitat să zicem, Neamul Lupeneș Curcanu se cheamă albumul. Da, rămăsesc semn de norme. Eu am găsit zahăr pe fundul capului. Dă și tu cu un băț. Dacă tot zice că a găsit zahăr pe fund. Dă și tu cu un băț în fund. Trebuie să fie omul precaut? Păi tu ce mai dai? Că tu nu mai ai el să dea. Vrei și tu un băț să-l bagi în... Ați văzut ce scrie pe astea? Bacita. Stai să-ți arăt. Fii atent. Să te uiți odată. Dacă tu vezi ce scrie pe bățul ăla... Nu, știu ce scrie pe cutie. Pe cutie scrie, vă jur, lopățele pentru cafea. Lopățele, cu udina. Că scria lopățele, dar un idiot a întors căciulița. Și acum scrie lopățele. Așa cum la o marcă de pește care îmi place mie foarte mult, scrie ton cu lămâțe. E vorba de macro, nu? Nu. Cred. Acum nici nu se mai scrie cu Udina. Dar pe bățul ăsta știi ce scrie? Nu se va scrie cu Udina? Eu așa știam, că se scrie cu Udina. Acum după ce mă învățase eu ca măgarul cu scânteia? Nu te lua după ei. Nu ăștia scrie cărți, fapt. Cu Udina, știu, dar că... Da, se scrie cu Udina. Și România cum se mai scrie? Cu E, cu R mare. Pe bățul ăsta trebuie să scrie așa, dacă apar două dungi roșii, repetați testul. Dacă apare două tunși roșii, înseamnă că m-am retras eu cu cafeaua puțin în spate. Știți ce? Testul de Barza. Dar testul Barza, ca să-ți iasă dacă faci sau nu copilaș, trebuie să faci... Și am impresia... Ce face elefantul Mickey? Sau elefantul Pipi? Ca să fiu mai transparentă. Și de regulă soția să facă testul, nu soțul. E bine. Iar supozitoarele întotdeauna... Am primit de curând fundul în jos. Cu fundul în jos. Cine a scris cartea? Pentru că totuși este imposibil să scrie doi oameni o carte. Nu, nici de prieteni. Adică like... acum. Eu am mai văzut, uite, de exemplu, ăia doi tâmpiți, Lomonosov și Lavoisier. Ăia care au făcut teoria aia în chimie. Ăia cum s-au apucat? Lomonosov, hă? Zici și tu ceva. Magneziu plus... Stai așa! Plus. Cum? Sau el și Petrov. Părintele chimiei moderne. Am citit eu într-un... Păi asta ți-am zis. Lomonosov și Lavoisier. O, și Lomonosov. Și Lavoisier. Cartea este o colecție de articole pe care noi le publicăm săptămânal în suplimentul de cultură. Aaa, toate golul, las-mă cu vrăjeala ta de... Dar fiind un ziar non-comercial, avem voie să-i facem... Reclamă că nu se vinde. Nu se vinde, nu. Nici cartea nu se vinde. A, nici emisiunea asta nu e privită, stai liniștită. Deci dacă tot e între noi... Articole scurte, merg citite, ți-am spus. Știu. 2000 de caractere, o săptămână scrie unul, o săptămână celălalt. Eu recomand cartea asta la citit pe Budă. Da. Depinde. De exemplu, dacă ai mâncat mult orez, am articole lungi. Da? Nu, ăsta e pentru pizza. Da. Acum în vreau fine. Să te întreb și dacă... La cineva la baie am găsit Garcia Marquez odată. Vorbești serios? Și dacă îți vine decât treabă mică? Nu citești că... Mi s-a părut senzațional. Riști să pătesc cu patina timpului. Cartea. Da, cu patina. Fraților, ultima întrebare înainte de a vă ruga să cântați. Cum se numește albumul? Neamul lui Peneș Curcanu.
Neamul lui Beneș Curcan. Așa, și acum că v-am întrebat prostia asta, vreau să vă întreb dacă ați recitit Borges în ultimul timp. Nu. Te rog eu frumos, când pui mâna pe un Borges, deci te-am zis de un prieten nevinovat, știi? Uite, Teo, de ziua ta, m-am gândit să-ți arăt cât ești de tâmpită, practic. Deci mi-a dat o carte. Eu am auzit la paraziții că e bine să citești. Și am deschis eu acolo. Foarte rău, ești foarte rău, Borges, acum. După 40 de ani, Borges nu este direct citit. Deci, cine vrea să citească Borges, la tinerețe, să știți. Borges este exact ca sexul. Trebuie făcut cât de timpul lui. Că pe urmă, practic, este... Eu citesc Invitația la vals. Asta e bine. Citesc, tot dintre a șasea. Citesc și plâng, citesc. Și Elevul Dima, practic. Da, înțeleg altfel acum. Îmbrățișerile lor acum au alt sens. Încearcă cu floarea soarelui la butonieră Gabriela Adameșteanu. O să ai aceeași senzație. Da? Da. Ok. O să vedem și clipul. Eu mă ridic ca să simtă oamenii să plece. Să cântăm. Legați câinii. Ah, gata, am plecat. La musafirii, practic. Vedeți, stați așa că intrați pe www.fărăzahăr.com. Intrați pe www.fărăzahăr.com, a zis. Că dacă toți sunt aici, măcar să reproduc ce au spus invitații. Fără zahăr, iubirea vieții mele, știu pe din afară toate piesele, întotdeauna textele lor sunt foarte greu de învățat. Încercați și dumneavoastră și veți înțelege ce zic. Fără zahăr. Nu se poate așa ceva. Filmam în studioul de lângă. Este un scandal. Nu se poate așa ceva. Am înțeles că aveți
la figura aia cu luatul fetei de gât și trântitul cu ea de pământ, please? Pentru mine, așa. Practic, nu. Gândește-te la vertebrele care... Sunt în regulă, sunt susținute de anumiți mușchi care le întăresc pe ele vertebrele. Dar treabă-l pe domnul Moșoianu, ca să zic așa. Ba, da, da, domnul da. Domnul Moșoianu are altfel de accident. Are altfel de vertebre. Da. Și-a rupt și esofagul. Esofagul! Da, da, domnul Moșoianu ținea 5. El are doar una. Cine ține 5? Ilie și Adina Medrea, în continuare șocați de ceea ce au văzut mai devreme și anume absolut excepționalii mei colegi mondeni care au intrat fără niciun fel de văjur pe viața mea. N-am știut că intră, dar au fost absolut senzaționali și stăteam și ne uităm toți trei împietriți la ei care au intrat și au făcut un moment absolut minunat și după aia ne-a fost destul de greu să ne dezmeticim, lucru pentru care am luat pauză. Eu cred că vă place, de eu chiar am avut pe moment senzația că nu au intrat unde trebuie. Zic, nebunii ăștia, chiar ești trebuiau să ajungă. Da, 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 s-ar putea să-i aștepte și o mașină cu bruge roșii afară, dar asta e altă discuție. N-ar greși. Întâi spuneți-mi despre voi. După câte am înțeles eu la începutul relației voastre, fiecare dintre voi avea pe altcineva, ba chiar o relație oficială cu altcineva. Da, așa este, dar... A fost mai greu la el, la mine a fost simplu. De ce? Nu s-a putut, n-am avut atâtea de mușcări. Da, tu? Dacă toți suntem în preajma dragobetelui românesc, exact. Cred că el a fost cel care a completat și... Bărbatul-i dracu, întotdeauna. Bineînțeles, bineînțeles, noi suntem sfinte. Dar cum s-a întâmplat întâlnirea întâlnirilor? Ne-am întâlnit la un festival concurs de muzică populară. Pentru mine era pentru prima dată când participam. El era veteran, foarte plin de el că obține întotdeauna ce dorește. Nu numai concursul veteran. Excuse me. Erau multe concurente, normal că eram veteran. Și zic, ea este cea mai ușor de făcut ca victimă. De în ce? Ideea că e nepricepută în ale... băieților și zic pe ea o capares foarte ușor. Am pus ochii pe ea de când a apărut, dar nu a fost așa. E greu să cred. Eu am obținut un premiu, bineînțeles, el nimic. Mai târziu... Există o dreptate pe lume. Există o dreptate există. Vă spun totuși. Eu care a fost premiul meu acolo. Ia. Da, ia. E adevărat. Dar nu atunci, pe moment, bineînțeles. După... Dar v-ați pupat atunci? Nu. Eu vreau să știu cum se mai întâmplă în secolul ăsta, că eu mă pupam în secolul trecut. Stați puțin, că nici noi nu suntem chiar din secolul acesta. Am prostit-o. Acum 10 ani este, totuși. Am prostit-o, încă nu și-o dat seama când am pupat-o. Deși tot timpul îmi spunea că este logodită. Dumnezeu să mă ierte. Ăsta nu-i păcat. E adevărat. De 10 ani sunteți împreună? De 10 ani, da. Anul acesta, da. Dar este imposibil, sunteți foarte, foarte tineri. Nu foarte. Am fost al dracu de când m-a făcut muma. Avem acasă două fete. Cea mare împlinește 9 ani în mai. Putem să vedem fotografii cu ele? Da. Nu știu unde stai. De la mama, așa. Că imediat. Ea este Giulia Elena. Prințesa prințeselor. Le pupă tata pe amândouă. Iar ea este Miruna Nicoleta, cea mică. Este ficiorul lui tata, cu toate că-i fată. Dar ce frumoasă e și dulce! Ce dulce scurt și mecheroasă. E băiețoi. Așa, puțin, da. Ca fimea. Auzi, dar tu ai cerut-o de nevastă ca toată lumea așa sau la câteva de șmecher ai avut altă? Poate că par dezinvolt, dar am noroc că cioarece ăștia suc mult, așa se numesc, și când mă piși pe mine nu se prea observă. În momentul când am văzut-o, zic, ea numai Adeleancă nu pare că... atâta dinamică prezintă, încât sigur îți dă impresia că e olteancă. Să aflu mai târziu că, într-adevăr, stăbunica ei a fost olteancă. Adina este o femeie desăvârșită, nu că trebuie să o laud ca să mă mai țină. Dar asta e realitatea. Sunt șocată! Eu nu prea laud, dar abia acum îmi dau seama că tu n-am dat greș. După 10 ani, cum e Ardeleanu încet... După ce ne-am cunoscut la acel festival, au trecut 2 ani de zile, după care am ajuns la concluzia că chiar merită să o iau. Dar înainte de a face asta sub formă oficială, ne-am gândit că vom face nunta, urma să am un drum la Timișoara, de unde trebuia să-mi iau pantofii de mire. Pentru prima dată mi s-a întâmplat să renunț la cineva pentru mine. Să renunț, adică la mine pentru cineva și... Ne mai bulbim ce Dumnezeu să facem.
și am luat inelul de logodnă. Vă dați seama că eu de obicei nu sunt chiar așa de priceput în a ține anumite secrete, dar de data aceea am reușit să-i îmânez inelul de logodnă sub o formă, a spune eu, inedită. Am chemat-o să-i dau o prăjitură, și anume cremeș, cum se spune la noi în Ardeal, nu ca la voi, cremșit. Cremșit. Sau cum, Dumnezeu? E cremșnit. Cremșit. Auziți? În unele localuri mai scrie și greșit acolo. E adevărat, da, greșeală te tipar. Nu, vă spun eu ce era, înrupea în limba, n-are rost. Și în creme și ai pus... Și în momentul când o duc să-i dau, bineînțeles că... Păi, puteai să o neci, măi. Trebuie să ai problema puține simțe. Problema este că eu am refuzat să merg la prăjitură. Eu insistam. Dar te rog să vii. Dar nu-mi trebuie, înțelegi că nu-mi trebuie. Mie nu-mi plac dulciurile așa cum îi plac lui. Bineînțeles că până când ea s-a acomodat cu locul, eu deja tratasem cu vânzătoarea, tipa de la... Cofetăreasa, da, ca să zic păi. Cofetăreasa, cum să-i placeze acel inel? Pe moment ea n-a înțeles, dar totuși din agitația mea și-a dat seama despre ce e vorba. Și a venit cu prăjitura, i-a pus-o, primul lucru care l-a făcut, i-am despoaie prăjitura. Ia prima foaie. Păi nu-mi plăcea foaia de deasupra, ce treabă aveam eu dacă nu-mi plăcea. Da, dai seama, emoția lui. Problema lui. Zic, gata, mi se duce regia... Da, naivii. Pe apa sâmbetei. Și mănânc până la jumătate. O torotea. O torotea tot pe colțul ăla. Și zic, te rog frumos, că e o jinghire la deasă mea. Dacă nici mi-am permis și o să-ți iau o prăjitură. Că-mi plăcea să-mi plâng de milă, în ideea că mă crede. Și acum nu mai mănânci. Și ajunge în sfârșit la inel. Și zice, ce-i cu asta? Eu am automat pe moment. Bine că nu l-ai băgat în gură. Și... A trebuit să fie avut puține simțuri încât să lânghite. Să fii în serios totuși. A, dacă îi plăcea, apoi nu, să mă fi cerut pe mine. Cum o zis ăla? Trebuia acuzat expresia, să-l aștept un pic. L-așteptăm pe alte părți. Înțelegi ce vreau să zic? Așa. Și chem vânzătoare și zic, măi, fată, zic, voi nu sunteți atente când pregătiți prăjiturile astea, v-ați lăsat inelele pe aici. Merge fata tacticoasă, bagă sub jetul de apă fiartă, vine cu el, sclipea de parcă toată ziua l-am frecat sub răcinață, știți. Îi pune pe un șervețel și atunci devin toată tandru, eu ciobanul din mine, cum se vede, și zic, draga mea... Cu genunchi jos? Nu. Se nu, poate. Nu. Noi foarte greu ne aplicăm. Da, înțeleg. Ce bani îți cubut, deși nu se pot apleca de foale. Da. Și zic, îți ofer din toată inima mea un inel de logodnă. Nu știu ce o să-ți pot oferi pe parcursul vieții, dar cel puțin ăsta va fi temelia sentimentului ce le-am față de tine. Bineînțeles că... Eu bineînțeles că am plâns. Ai plâns, bineînțeles. Cum altfel? Trebuia cumpăra bărbatul cu câteva lacrimi. Eu, vai, Doamne, am îngenunchiat-o, nu știu ce... Într-adevăr, acel moment ne-a hrănit sufletul încât să începem o viață chiar de vis. Cum o zis ăla, ne mai certăm, cine nu se ceartă, nu se iubește. Sigur, sigur că da. Și n-am face-o, dar încetarea-i împăcarea-i dulce. E dulce. Și vă, spectatori, o să-i rugăm pe cei doi îndrăgostiți să meargă pe scenă și să cânte împreună, dacă vor să ne facă această plăcere, Adina și Ilie Medrea, care au o poveste de iubire la care noi nu puteam să renunțăm, mai ales în perioada asta între Valentine's Day și Dragobete, pentru că și așa, nouă ne place să vorbim despre iubire când n-are nici înclin, nici mânecă, da? Păi acum, cu prilej. Și
la la la. Senzaționale de Revelion, unde toți stau la mese și cântă câte un cetățean. Și ăla cântă și restul? Ăștia de la mese fac așa și fac așa. Eventual, da. Cu paharele goale. Eventual, da, asta sau e. Sau cu apă. Eu am băut paharul ăsta de ciorbă, mi-a făcut înțica ciorbă pe aia și sufletul ei, trei iarnă. Mai facem. Și uite așa am ținut-o. Știți cum am văzut eu la televizor? Am ajuns la... La paste. E cu... Sănătate. Eu nu pot chiva, nu te umicinas. Chetă! Ții minte, pe acum vreo 10-15 ani era emisiunea Limba Maghiară, era o domnișoară superbă, blondă. De fiecare dată începea cu eu nu pot chiva, nu înțelegeam niciodată ce spune, dar vorbea superb. Dar zicea că nu poate ceva. Așa. Trupa Perfect Match. Până la Perfect Match. Foarte rapid. Foarte rapid. Nu, nu, nu. Trupa Perfect Match. Două minute. Gata, hai. Două minute. Altceva. În legătură cu emisiunea de data trecută, țin minte că am făcut un pariu. Am aici România în top 100, unul dintre cele mai importante topuri din România, dacă nu cel mai. Cu domnul Moculescu, exact. Pe locul 58 regăsim Tom Boxer, Fit Fly Project and Anca Parghel, Brazil. A new entry nu este foarte, nu întâlnim foarte des un new entry. Exact pe locul 58, mă rog, aproape de jumătatea topului. Eu nu mai țin minte despre ce a fost pariul. Dânsul zicea că nu e hit, că nu e hit, eu ziceam că e hit. Când acum s-a dovedit că e hit. Aștept. Bravo, Sevi! Mulțumesc, mulțumesc, sunt Dumnezeu, sunt Dumnezeu. Așa. Cu dor nestins în piept. Cu dor nestins în piept. Mai vreau să spun atât. Pe www.culiut.ro, pornit astăzi. Coldude. Coldude, Coldude. Așteptăm tot soiul de demo-uri. Și dacă vreți, pot să vă dau și ID-ul meu de Messenger. Dar până la ID, calculatorie pe masă. Dar pentru ID-ul de Messenger trebuie întâi să scrieți pe coldiut.ro. Mulțumesc, scrie, mulțumesc. Nu primește ID așa. De Messenger. Și încă 30 de secunde vreau să spun, după cum spuneam înainte de misiune, vreau să vorbim un pic. Ia daci. Vreau să vorbim un pic despre ce vrea mușchii tăi? Importanța casei de discuri în viața unui artist. De ce spun asta? Am trăit printr-o experiență ușor neplăcută. Asta, Andreea, că n-ai timp. Știu. Vorbeam cu un tânăr artist, da. Care, într-adevăr, foarte bun, foarte bun artist și compozitor. Cum îl cheam? Necunoscut. Moga. Necunoscut. Nu, chiar necunoscut. Care a făcut un material foarte bun și la ce vrea i-a folosit? Să-l prezint unei case de discuri pentru a cere o sumă fabuloasă, respectiv 300.000 de euro. Așa și? În condițiile în care la... 10.000 de unități vândute se dă discul de aur. E, hai să stabilim ce face o casă de discuri. Știu că te uiți. În momentul în care un artist are un album, da? Casa de discuri se ocupă de promovarea lui. Artistului, da? Mai pun o vorbă bună pe la posturile de radio. Într-adevăr, mai dă o sumă oarecare de bani, mai mică sau mai mare, pentru un videoclip, maxim două, hai trei, dacă te numești Paraziții, da? Restul, într-adevăr, poți câștiga 300.000 de euro în câțiva ani din concerte. Mulțumesc 12. Că atât am avut de zis. Da. Am lângă mine o fată frumoasă, tot din Sibiu, că la noi în emisiune toate se leagă. Da, așa, da. Mira, repede cum ți-am mâncat din timp. Bine v-am Mira găsit. Și restul Mira trupei. Și restul trupei Perfect Match, și anume Mihai, basistul nostru, Alex, toboșarul nostru, și în colaborare cu noi, de ceva vreme, Cosmin de la trupa Evo. Bună seara! Da, și noi suntem din Sibiu, suntem o trupă foarte nouă, cântăm de
un an și jumătate împreună. Încercăm să ne promovăm pe cât putem materialele proprii. Sunteți la casa de discuri? Nu, sau? Suntem la nicio casă am de discuri. Am ajuns la casa de discuri. Iată. Adevărat, este foarte greu să creezi ceva original și să fii promovat de o casă de discuri. Pentru că, de ce? Pentru că se cere foarte mult tot ceea ce înseamnă comercial. Iar comercial, definim comercialul. Părerea mea și a noastră este că cel mai important este să fii sincer, să creezi ceva care ți aparține, să atingi suflete cu ceea ce faci și să nu încerci să imiți. Sigur că da. Sigur. Noi ne scriem singuri piesele, eu scriu atât în română, engleză și germană. Asta este cea mai deosebită chestie în materie de songwriting. Și sperăm să placă publicului. Avem înregistrate două piese și lucrăm la album. Deci suntem destul de micuți, așa să spunem. Nu e bine să pornești așa. Ți-am zis, eu am inventat niște treburi, oftica. În România. Suntem pe drumul bun, am să-i ofticăm două piese, pe micuți, este volum. Cântăm rock cu influențe, da? Atât blues, cât și funk și uneori jazz, dar rock-ul. Perfect. Se numește într-un fel, deci trupa este cu totul Perfect, da. Match, nu e featuring, nu e featuring, trupa se numește Perfect Match și tu sunt... Tu cum i-ai găsit? Sincer? M-a anunțat Delia că astăzi avem o trupă în emisiune la Cool Dude și că mă pune la zi dacă nu-i aduc. Într-adevăr, ascultând piesele, interesant. Mi-am dat seama că da, rock-ul nu a murit în România. Dacă vrea cineva să-i rupă gâtul lui Sebastian, www.culdude.com.ro. Eu sunt pe din afară, la mine totuna e. Așa? Și practic vertebrele lui cervicale vă stau la dispoziție. Perfect Match! Just for you.
rău că mama m-a pus în situația asta. Vai, stimați telespectatori, suntem turbați aici. Nu vorbim despre altceva decât despre momentul adevărului. Emisiunea de pe 3 martie, pe care l-am mâncat, vă dați seama. Deci nu mă gândesc decât la formatul ăla, pentru că e foarte tare. O să vă povestesc despre el la un moment dat, dar momentul ăsta mi-ocupă capul. Și vorbeam am auzit și noi chiar acum și da, chiar suntem foarte curioși. Și Daniela făcea, fată mi s-a ridicat pielea pe mine, adevărat că și mie la fel, și mie la fel. E tare, super tare concurs. Îți dai seama că ori o pleznim, ori nu o pleznim, adică... De pleznit, da, să nu sără altcineva, să nu vorba ta ceneau sau... Da, da, dar da, restul da, da. Este super tare concurs. Oricum, măcar o să vorbească despre asta, sigur. Să vorbim și noi despre George, noi. Despre cu ziua plăcere, lui, da, că asta plăcere, e important. Da. Pregătește-te tu. Ce să zic, ziua mea a fost o petrecere, zic eu... Adică el știa întrebarea, înțeleg. Nu, să dar m-am așteptat. Am citit în 100 de ziare, 100 de lucruri. Da. Ba că ai primit oale, ba că ai primit o excursie, ba că ai primit un leuț în cușcă, ba că ai primit o pereche de papagal vorbitor, ba că ai... Ce ai primit? Într-adevăr, foarte, foarte multe lucruri frumoase și, cum ai spus, textile, parfumuri, Daniela... Asta cu jos textile, exact. Mi-e place de leși textile. Sau... Am primit niște textile. Sau bumbacuri, nu? Sau ce zic? Nu. Egal, nu contează, într-adevăr, a fost o petrecere, zic eu, reușită. Era, într-adevăr, foarte reușită, dacă nu vreau să devin sentimental, dar dacă era și mama și sora, sora e în Germania, copii și așa mai departe. Dar a fost foarte ok, mi-am făcut plăcere să fiu alături de prietenii de suflet, pot să-i numesc așa. Ne-am distrat foarte, foarte bine, am dansat, am băut, am mâncat. Normal. Ce se face la o petrecere? Auzi, tu mi-ai spus mie că ai legături aprinse cu fotbalul? Am avut, am jucat 26 de ani fotbal, am fost antrenor în Germania. Păi, deci mama e cool, da. N-am pomenit așa. Știe. Mama da. Este liniștită. Transmite salutări din partea mea. Auzi, mami, ai avut dreptate pe da. Cuvânt. Zice salută pe Daniela, zice și pe fotbalistul ei. Care dragă fotbalist? Și tu nu știi că a fost fotbalist? A fost fotbalist, știi tu. Să mor, zice, a fost fotbalist. Da, da, am jucat în Germania, în România, înainte, pe vremea lui Ceaușescu. După Revoluție am plecat în Germania și, pe lângă afacerile pe care le-am avut, am jucat fotbal, la amator, nu la profesioniști. Acum mai ai afacere acolo? Acum nu, nu. Deci singura afacere, într-adevăr, suntem... Nu, suntem... Nu, de 2 ani de zile, într-adevăr, suntem împreună și mă ocup foarte mult și de Daniela, de promovarea melodiilor. Sunt un... Spectacol, da, da. Spectacole și așa mai departe. Sunt star manager și organizator pentru Daniela, dacă mă pot numi așa. Păi te poți. Da, și pe lângă Daniela, clar, mai lucrăm, colaborăm și cu alți artiști. Îmi face mare plăcere, sincer să fiu, n-aș fi crezut de la fotbal să trec într-o altă branșă, muzica, dar zic dar eu că ușor, sunt... Am înțeles că artiștii din România sunt destul de greu de abordat uneori. Sunt unii, dar sunt unii care au înțeles că de fapt trebuie și să gândească altfel, să facă ceva, pentru că vremurile s-au schimbat. Genul de muzică acum în România da, nu știu, sunt mai multe genuri muzicale, da. Dar acum fiecare cu strategia lui, cum gândește, cum face. Tu ce zici? Mai merge maneaua la Românica? Bine, dar nu, în general merge muzica bună, nu neapărat maneaua. Pentru că tu știi, pentru că ai avut și tu maneliști pe vremuri invitați și melodiile bune plac că sunt manele, că e rock, că e dance, că e muzică... Nu e așa, știi ce se întâmplă? E adevărat, plac, dar și câte înjurături ți iei după aia? Întreabă-l pe Măruță, de Măruță. Nu, deci întreabă-mă pe mine, care cânt și. Sau pe noi, dar pe mine, întreabă-mă, care am cântat și când muzică dance, dar care cânt și manele, cânt și muzică etno, unde este problema? Problema ar fi dacă ai cântat și nu te-ar invita nimeni, adică ai cântat la tine în baie, sub duș eventual, atunci ar fi problema. Apropo de sub duș și la tine în baie, se zvonește că relația dintre voi ar fi mai mult platonică din lipsă de timp. De timp? Platonică? Nu. Adică tocmai noi suntem 24 din 24 de ore împreună și credem că ne luăm timp și pentru asta și pentru asta și pentru cealaltă. Ca să nu... Care cealaltă? Care cealaltă, mă, care că cealaltă? Te batem amândouă aici și așa. Adică care cealaltă? Înțelegi care ce vreau cealaltă? Să zic? Nu. Hai, înțelegi ce vreau să înțeleg, spun. Pentru asta înțeleg, dar care e cealaltă? Nu. Ce te uiți la mine? Tanțica! Cine vrei să mă uit? La Giovanni! Uite că asta nu înțeleg. Apropo de Giovanni. Dar cum adică dai tot? Scuză-mă. Era în zona atâta tot. A sunat diferit.
Deci, și Giovanni. Am auzit că ați făcut un videoclip într-un bar în care sunt domni și domni, doamne oameni, și doamne, oameni, oameni și oameni. Da. Exact ca la întrebarea aceea, e adevărat că așa? Da. E adevărat, exact. E adevărat. Acest răspuns a fost adevărat, moment adevărului, v-am zis. Este da. Un club unde Daniel a avut un recital și a avut există acolo... Există cluburi de gay? Exact, bineînțeles. Foarte de mult, tare. De mult, dar, de mult. Teo, acum noi suntem niște fete deștepte, zic eu, adică chiar dacă sunt blondă și câteodată. Și destupate. Și vopsite, da? Și vopsite. Da. Sunt atâția oameni printre noi care sunt... cu orientări au alte diferite. Orientări și asta este problema. Nu putem noi să trăim de chestia asta? Bruna, dar chiar te-ai dus să faci videoclip la ei acasă, adică în gura nu a fost... lui? Ca să zicem așa, dar de ce? Este super tare. A fost super o idee tare. Spontană, dacă pot spune așa. Se interpreteze? Și... nu. Ce? Mie îmi plac prea mult bărbații, deci n-are ce să se interpreteze. Și mie, femeile, deci nu e nicio... Daniela. Și mie la fel, n-ar fi fost o șmecherie. Da. E normal. Și? Și am filmat și... Adică de ce nu într-un bar, practic, de... pensionari. Nu, problema s-a pus. Într-un cafe bar. Ar bar fi o treabă cu pensionarii, că li s-a mărit pensii. Da, da, e adevărat. E o idee, e o idee. Dar nu știu dacă ne ajută, dar... Dar ni se impozitează noci, că au vrut nu. Să impoziteze ajutorul de înmormântare. Gata, a venit una la vorbă, știi tu, pe mine nici prola care vorbește ca la Calcuta. Te-a venit atât. Paul Păcuraru, chiar. Dar spus că gata. De retractare. Tot? Deci nu ne mai impozitează? Ei, impozitează, dar chiar atât cu mormântare, să ia nasul de la mort, ca să pună la tatu, e o înțelegerie. De câte degete avea mortul? Dege? E, unul merge la tatu. Știu că e groznic, ce spun, dar vă spun din amarul sufletului meu. Cum să-ți impoziteze jucăriile pentru copii? Și bă, să vină de ce nu facem copii? Păi ce jucărițe le-am? Și prima de Crăciun și prima... Ce dracu face Tăricianu cu cățelușii de pluș? Le tai o ureche coase la anul? Corect. Așa. Deci următorul videoclip, unde îl faci? Următorul videoclip, cine te interesează pe tine? Undeva de videoclip. Am zis și eu comentarii că a fost ieftin, că a fost nu știu cum. Vreau să spun că este... Cine a comentat? Cine a comentat? Cine a comentat? Cine a comentat? Nu contează, oamenii... Care ar fi. Nu asta am contează. Am un scandal, păi pe cuvântul meu atâta am sunt de rușine. Daniela e sătulă de scandale și de... Stai mă, că a citit eu în ziarul de azi. Cu un accident, că era să lovești un om, era să mor tu. Te legătură are accidentul cu ce întrebam eu. Păi poate facem un scandal. Hai, tata. Nu trebuie neapărat să fac scandal. Asta cu scandalul vă spun eu. Este super ok, e tare pe moment. Și după aceea știi cum îți atârnă așa ca o, ca o coadă așa care păi, nu te mai lasă. Nu facem scandal. Noi. Nu dă scandal. Te punem pe tine. Da. Păi și de ce acum? Eu? De ce eu? Pentru că tu ești invitat. Dacă vrei poți să... Mami, ne cunoaștem de prea mult. De ce vrei neapărat să faci un rău? Fă-mi un bine. Mami, n-am mai făcut un bine, dar am uitat. V-am spus că m-a sunat ca patos. Lăsați-mă să vă spun. Deci după ce m-a umplut de Doamne ajută. Deci acum sunt atentă, sunt... mă sună ca patos, iar de nou, iar de nou. Și iar de nou, iar de nou, a fost o glumă, că mi-e frică să nu cumva să se înțeleagă greșit. Și doamna Teo, da, zice, ce nu vrei să veniți la mine în emisiune? Am înnebunit. Și zic, nu prea ar vrea. Păi zice, pentru binele ratingului meu. Și atunci... Mă, are tupeu, trebuie să recunoști. Are genial, încep să-l iubesc. Da. Păi, mă, bine, arată zice, într-un fel... Zice, vroiam să vă mulțumesc, zice, pentru tot ce a spus despre mine, foarte drăguț sunteți, drăguță sunteți, zice, și aș vrea să-mi faceți un bine. Zic, tu, ca patos, decât să vă fac dumneavoastră un bine, mai bine nu vi-l fac. Și omul a râs foarte tare, s-a distrat, a închis, a fost senzațional. Așa, cât despre voi? Nu am avut niciun scandal, deci practic... M-ai chemat degeaba. Înțelegi ce vreau apropo, să zic? Apropo, deci, uite... Deci biciclistul deci, e viu, sănătos... Daniela a scos, printre altele, un nou album, Best Of... Dintre care altele? Da, zic, printre... Da, deci anul trecut, Daniela a mai reușit să scoată și alte albume. Nu, nu, nicio, nu, nu. Și zic eu că acest album, care a fost așteptat... Ia la concursul la momentul adevărului. Dă-mi văd cum se numește albumul. Deci, se numește Daniela, hai tu Best Of Daniela Gheorghi. Să te promoveze. Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, nu vă mai uitați sub fustele Daniele, mai bine vă uitați în ochii mei măriți de groază. Să aveți un weekend plăcut, să vă gândiți la mine, să vă gândiți din când în când la mine. Pentru că mă duc acum în Ungaria să o fac o plăcere și o surpriză senzațională cu un format care, cu care o pleznim, stimați telespectatori, cum spunem noi în lumea televiziunii, cu care o pleznim grav. Lucru pentru care
luni, la ora 4:30, când mă voi întoarce, vă voi spune că eu nu pot schiva în noc. Așa, și vă spun și ce am făcut pe acolo, dacă îi face vreo brânză. Dacă îți dă ceva, o să de vedem mâncare. Imagini din clipul cel mai nou al Danielei Gheorfi, o să ascultăm și piesa, n-am ascultat-o niciodată eu. E prima audiție? Da, este o piesă super tare.